Primarul Lucian Iliescu a declarat în conferința de presă de astăzi că ultimele contacte cu antrenorul și jucătorul plecați în Statele Unite pentru funerariile lui Chauncey Hardy au fost stabilite prin e-mail, iar în ceea ce privește intențiile de viitor ale jucătorilor americani, nu a fost luată încă o decizie definitivă. Lucian Iliescu a precizat că situația va fi clarificată în câteva zile. Am avut niște discuții pe e-mail cu ei. Încă nu s-au pronunțat cei doi care sunt plecați, antrenorul cu un jucător, de a veni, a reveni în Giurgiu. Unul dintre ei, al treilea, s-a mutat deja, am înțeles, la Sibiu. Unul este în țară, este acum, au reluat antrenamentele de ieri la Giurgiu și cel din Bosnia, din Sârbu este aici. Lucian Iliescu și-a exprimat speranța că echipa CSS Giurgiu va reuși să depășească aceste momente dificile și își va continua parcursul bun în divizia A. Edilul giurgiuvean a arătat că au fost primite în acest sens semnale de încurajare din partea multor personalități. Sperăm să nu pierdem această echipă, ar fi o pierdere mare. Ce să vă spun, că deja am primit și eu tot felul de semnale de îmbărbătare, am primit la firmele, o serie de firme, susponsorizări, mă refer la domnul Interagro, domnul Nicolae, adică să nu anulăm această realizare în Giurgiu.